Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Dmytro Kuleba, și a exprimat joi indignarea, după ce Organizația Internațională a Amnistiei a acuzat armata ucraineană de a pune în pericol civilii prin plasarea trupelor în zone de război rezidențiale cauzate de agresiunea rusă, agenția FP și rapoarte. Armata ucraineană stabilește baze militare în școli și spitale și lansează atacuri ale zonelor populate, o tactică care încalcă dreptul umanitar internațional, relatează Amnesty International într-un raport scris după vizite între aprilie și iulie în estul Ucrainei. Am documentat o schemă a forțelor ucrainene de a pune în pericol civilii și de a încălca legile războiului atunci când acționează în zone populate, notează secretarul general al acestei organizații, Agnes Calamart. Aceste rezultate au generat reacții vehement la oficialii ucraineni, care au acuzat Amnesty International, în special prin preluarea propagandei rusești. Sunt indignat, precum și de tine, de raportul Amnesty International. Consider că este nedrept, a declarat Dmytro Kuleba, ministrul ucrainean pentru afaceri externe, într-un mesaj video pe Facebook. El a spus că Amnesty International creează un echilibru fals între opresor și victimă, între țara care a distrus sute de mii de civili, orașe, teritorii și țara care se apără. Nu mai creați această realitate falsă, în care toată lumea este puțin vinovată de ceva și începeți să legați sistematic adevărul despre ceea ce reprezintă cu adevărat Rusia astăzi, potrivit Agerpres, ministrul Kuleba. Cu puțin timp înainte de mesajul său, consilierul prezidențial ucrainean, Mihailo Podoliak, a spus că viața oamenilor a fost prioritate și că populația orașelor din apropierea fronturilor este evacuată, acuzând Amnistia de a participa la o campanie de dezinformare și propagandă care se validează argumentele Kremlinului. În timp ce critica tactica armatei ucrainene, Amnistia a subliniat pe de altă parte că nu justifică în niciun fel atacurile oarbe care au lovit populația civilă. De la începerea agresiunii lansată pe 24 februarie, Rusia a acuzat în mod repetat Ucraina că a plasat trupe și armamente în zonele locuite și, astfel, a utilizat populația ca scuturi umane pentru a acuza Rusia de atac target civilian. Editor IC.